El e fotbalistul antreprenor, retras din fotbal, Raul Costin, și a băgat toți banii într-o cafenea aproape de stadionul unde a debutat în fotbal. Cu o cafea făcută cu dragoste, îi așteaptă în fiecare zi Raul Costin pe clienți. Împreună cu soția, el a avut curaj să deschidă o cafenea în pandemie. Am crezut în inconștiența noastră că nimeni altceva nu credea. Asta e răspunsul. Nu știu dacă a fost ceva copilărește, așa, un curaj din acela. Am pus pe hârtie la propriu, cu creioane colorate de ale copiilor, am început să desenăm cafeneaua și am început să creăm. Fost fotbalist la FC Național, Vaslui, Mioveni, Argeș și Rapid, Raul Costin a tras cot la cot cu muncitorii. Dimineața mergeam la antrenament, după antrenament veneam direct la muncă fizică. Și am ajutat tot ce se putea, de la lavabil până la polistiren, până la pavaj. Fostul mijlocaș a rămas rapidist. Spiritul parcă nu mai este același în Giulești cum era odată. Cei drept sunt și foarte mulți jucători noi, inclusiv domnul Șocu, care face investiții destul de mari. Nu știu dacă simte cu adevărat ce înseamnă Rapid.